indică felul 16. Indică felul părților de vorbire subliniate, cazul și funcția lor sintactică. Aveam o vorbă cu dumneaei, i-am adus tot ce mi-a spus. Avem odată pronumele, cuvântul dumneaei, care este un pronume personal de politețe, se subordonează substantivului aveam, arată cu cine aveam, prin urmare este în cazul acuzativ și are funcția de complement prepozițional. I, de la i-am adus, din propoziția i-am adus tot, acolo sunt două propoziții, i-am adus tot, unu, și ce mi-a spus, doi, avem două predicate, am adus și i-a spus. I-ul acela este un clitic pronominal, un pronume personal, formă neaccentuată, dedativ, se subordonează verbului am adus, arată cui am adus, ei, soției, vă amintiți, soției șefului de gară, i-am adus ei, complement indirect, desigur. Se subordonează verbului am adus, arată cui, arată beneficiarul, este complement indirect. Tot. Tot este un pronume nehotărât. Ține locul unui substantiv, dar fără să precizeze obiectul, fără să ne spună prea multe despre obiectul înlocuit, denumit de substantivul înlocuit. Cert este că se subordonează substantivului am adus, și arată ce am adus. Prin urmare, este un complement direct și atunci înseamnă că pronumele este în cazul acuzativ. În propoziția ce mi-a spus, avem odată pronumele relativ ce, care leagă, face relația, de aia se numește relativ, face relația între propoziția 2, ce mi-a spus, și regentul, și propoziția regentă, i-am adus tot. Dar fiind pronume, el înlocuiește un substantiv și ca să putem să-l analizăm, să vedem, să ne fie mai ușor în identificarea cazului și a funcției sintactice, trebuie să ne imaginăm ce substantiv înlocuiește. Ce mi-a spus ea, că de ea e vorba, de soția domnului șef de gară, ea mi-a spus ce, ea mi-a spus ceva. Ceul ăsta ține locul vorbelor pe care mi le-a spus. Ea mi-a spus o vorbă. Deci am putea înlocui pe acest ce cu substantivul vorbă. Ea mi-a spus o vorbă. Și atunci este clar că se subordonează verbului a spus, arată ce a spus. Prin urmare, este un complement direct în acuzativ. Iar miul, e clar ce este, e o formă de dativ, un clitic pronominal în dativ, se subordonează verbului a spus, arată cui a spus. Mi este pronume personal în cazul dativ cu funcția sintactică de complement indirect.